Direcția de Sănătate Publică a anunțat că încă două cazuri de infectare cu virusul HIV au fost descoperite în Dolj în urma testelor care s-au făcut pe parcursul lunii martie. Au fost efectuate 1979 de testări la diferite categorii de persoane. În luna martie 2015, în județul Dolj s-au fost efectuate 1979 de testări pentru infecția cu virusul HIV, dintre care două au fost pozitive. S-au efectuat la bolnavi cu TBC 47 de teste, gravide 454, donatori de sânge 1093, hemodializați 9, control prenupțial 20, personal medical 9, persoane care au avut contact cu persoane cunoscute cu HIV 7, dintre care unul a fost pozitiv, și testării ocazionale în scop diagnostic recomandate de doctor 113. Și la cerere au fost 213 teste, dintre care unul a fost pozitiv. Anul trecut, cele mai multe cazuri de infectare cu HIV s-au înregistrat la categoria de vârstă 25-29 de ani, mai ales la tineri din mediul urban. Din păcate, 9 bolnavi au murit din cauza acestei afecțiuni. De altfel, în ultimii 25 de ani, 419 dolgeni bolnavi de SIDA au decedat, iar 288 de persoane se află sub tratament.